Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, pentru că ne întoarcem la origini, așa cum ne-am obișnuit, bine ați revenit la un nou episod al RRC Podcast. Dragi prieteni ai urbei Baciului Bucur, ai Muzeului Municipiului București, ai casei Dinului Pati și ai casei Constantin I și Constantin C, notara, anul acesta se împlinesc 565 de ani de la prima atestare documentară a orașului București. În aceste zile aniversare, dorim să vă aducem în prim plan numele unor muzicieni născuți în București, care sunt personalități ale culturii române de-a lungul timpului. Așadar, astăzi vom vorbi despre Constantin C. Notara, personalitate de primă linie a muzicii românești din secolul 20, compozitor, violonist, dirijor, profesor și critic muzical. Constantin C. Notara rămâne una dintre personalitățile de primă linie din muzica românească a primei jumătăți din secolul 20. A fost compozitor, violonist, concertist, profesor, dirijor și critic muzical. A făcut parte din generația care l-a secundat pe George Enescu în consolidarea școlii muzicale moderne românești. Constantin C. Notara, fiul marelui actor Constantin I. Notara, a fost violonist, dirijor, compozitor, profesor și critic muzical. Moștenind talentul muzical al mamei sale, actrița Eleonora Notara, a primit o educație aleasă și de la bunica sa maternă de origine poloneză, Maria Racinska. A început studiul viorii la vârsta de 9 ani, urmând ca și tatăl său cursurile Liceului Sfântul Sava și ale Conservatorului de Muzică din București. De altfel, și actorul avea ureche muzicală și putea cânta la pian un vals ușor, după cum aflăm din memoriile acestuia. Pentru micul Constantin, tatăl său, aflat pe atunci în plină glorie, era cu siguranță un model de seriozitate și devotament profesional. Trăind modest, acesta a investit ani la rând în educația muzicală a fiului, fiind necesare studii atât în țară cât și în străinătate. Pregătirea lui Constantin C. Notara s-a realizat în trei centre muzicale. La București a început studiul viorii cu Nicolae Cerchez, iar din 1900 până în 1907 urmează cursurile Conservatorului de Muzică și Declamațiune, unde i-a avut profesor pe Robert Klenk la vioară, Dumitru Georgescu Chiriac la teorie solfegiu și Alfonso Castaldi la armonie, compoziție și dirijat. În 1907 a cerut dispensă de vârstă pentru a putea studia la Paris. Acolo i-a avut profesorii de vioară pe George Enescu și Henri Bertellier, iar la compoziție pe Dufay și Todu. Era doar începutul unei cariere prodigioase, mărturie stând documentele, fotografiile, diplomele, cărțile și partiturile aflate din 1956 în colecția C.I. și C.C. Notara. La începutul secolului al XX-lea, Berlinul era unul dintre principalele centre muzicale ale Europei. Astfel, din 1909 până în 1913, Constantin C. Notara a studiat la Königliche Akademie der Künstler, Berlin, cu profesorii Karl Klinger, Schatzenholz și Kirchberg. În 1914 devine prim violonist al orchestrei din Charlottenburg, revenind în țară la începutul Primului Război Mondial. Din 1918 a fost violonist al filarmonicii și profesor la Conservatorul de Muzică din București. În 1929 a fondat Orchestra Municipiului București, al cărei dirijor a fost până în 1933, când a preluat Orchestra Radiodifuziunii, din perioada 1933-1938. Apare în recitaluri alături de George Enescu, interpretând în primă audiție românească Quartetul de corde Opus 22 numărul 1 de George Enescu. Publică studii și cronici muzicale în reviste românești, ca și în Zeitschrift für Musik din Leipzig. Tot în 1918 devine profesor de vioară la Conservatorul din București, preluând și alte clase, precum cea de muzică de cameră și cea de orchestră. Din activitatea pedagogică se retrage după 29 de ani în 1947. Deschid citatul. La catedră, ca și la pupitru, artistul și pedagogul Constantin C. Notara își îmbină eforturile într-un admirabil, sincer și susținut elan didactic. Închid citatul. Relatează compozitorul Constantin Brăiloiu. În 1919, împreună cu Enakovici, Popovici și Cocea, a înființat primul quartet de muzică de cameră, Quartetul Notara-Enakovici, care din 1924 s-a numit Quartetul Regina Maria, aflându-se sub înaltul patronaj al majestății sale,
De asemenea, a fost unul dintre membrii fondatori ai Societății Compozitorilor Români. Constantin C. Notara, aidoma tatălui său, era profund ancorat în viața artistică și culturală a capitalei, după cum maestrul Constantin I. Notara a ridicat munca actorului la rang de artă, tot astfel și fiul său și-a dedicat întreaga viață dezvoltării creației muzicale românești. A făcut parte din generația celor compozitori de la începutul secolului al XX-lea, care, alături de George Enescu, Mihail Jora, George Ștefănescu, Constantin Brăiloiu și alții, și-a adus contribuția la definirea unui stil componistic unitar, specific românesc, deschid citatul, inspirat din filonul inepuizabil al folclorului nostru, închid citatul. Muzica sa se caracterizează, deschid citatul, printr-o linie melodică curgătoare, limpezimea expunerii și tehnică remarcabilă, închid citatul, după cum a definit-o cunoscutul muzicolog Viorel Cosma. Compozițiile lui Constantin C. Notara ating toată gama muzicii culte, de la simfonii și concerte, la muzica de teatru, liduri, operă și balet. Din păcate, sunt puțin cunoscute publicului larg, deoarece au fost editate doar o parte dintre aceste lucrări. Totuși, există câteva înregistrări în Fonoteca de Aur a Societății de Radiodifuziune, cum sunt suitele Aria și Siciliana, opera La drumul mare după Anton Pavlovici Cehov sau concertul în re minor pentru vioară și orchestră. De-a lungul carierei sale a fost apreciat și a primit numeroase distincții la Paris, Praga sau Lisabona, dar și în țară de la Regina Maria, regele Carol al II-lea și regentul Mihai. Din 1920, când a intrat în familia Notara, Ana, soția muzicianului, a adunat cu dragoste și devotament tot ceea ce putea vorbi lumii despre munca și succesul profesional al celor doi artiști, tată și fiu.
acest patrimoniu material care prin donația Anei Notara a devenit colecția Constantin I și Constantin C. Notara, constituie un patrimoniu spiritual important în peisajul cultural românesc, ne relatează doamna Corina Iliescu, muzeograf. Constantin C. Notara s-a stins din viață în 19 ianuarie 1951 la București. Acestea fiind spuse, am consemnat. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like sau un comentariu ca să știm de voi, iar dacă n-ați făcut-o încă, dați subscribe la canal. Toate cele bune în continuare!